și bine ați venit la profundul cu exerciții de matematică. Haideți să vă spun un lucru. Am ținut mult să vă spun, dar tot am uitat. Mi s-a întâmplat la un moment dat, în 2002, eram la o clasă de a 10-a și eram într-un moment de mare tensiune în clasă. Eu trăgeam și eram furios cât se poate de tare pentru faptul că ei nu-și mai aminteau nimic, parcă nu făcusem deloc. Eu trăiesc efectiv starea aceea, adică nu falsam. Pur și simplu, eram atât de supărat, încât vinea să ies pe coridor, să țip în gura mare. De ce am venit eu la clasă la voi? Care a fost rostul? Nu mai bine să te-am acasă? Trebuie să vă mărturisesc că eu nu mă duceam la școală ca să semnez cont ca să iau niște bani. Eu vreau să las o urmă în sufletul copilor, să las ceva în mintea lor. Deci, eu insistam foarte tare, urmărește-mă să vezi ce chestii interesantă spun acum. Urmăream foarte tare lucrul acesta. Și faptul că... Alo? Dar bună ziua! Asta, sunt într-o lecție de matematică, sunați un pic mai târziu. Dar să le se poate... Nu, mai târziu, pe la ora 10 de seară. Kilograme de mere și jumătate de kilogram de polea. Dar se rezolvă așa, nu-i problemă, da. La cât se găduți la tății? 12 om, dacă vă vine bine așa, eu îți vorbesc și rezolv treaba așa. Da, da. La revedere, la revedere. Iată, renunțăm la un telefon care e interesant pentru mine. Normal, nu se vreau să zic că starea acea tensiune era maximă. Și atunci, ei și erau stracasați, că eu cam și ridicat tonul și am spus, băi, de ce am făcut așa? Și atunci mi-a picat privirea pe o elevă din prima bancă. Cu 2 ani înainte, la școala 19, am fost elevă. Eu am predat și un an acolo. Și acolo s-a întâmplat un fenomen pe care imediat în mintea mea a apărut. Eram și dirijinte la clasa aceea de 8-a. Mi se zis o clasă în sfârșit acolo. Și aveam 2 ore la 7. La 7 la 9. Începeau cele 2 ore de matematică. Și eu am intrat pentru prima dată atunci în clasă. Clasa așa foșnea și toți se mișcau și tot așteptau pe cineva. Așteptau șefa clasei. Când a apărut șefa clasei, ca la un semnal s-a ridicat în picioare și a rostit Tatăl nostru. Ei erau nedumeriți dacă eu voi fi stare să defac observații sau nu. Ei aveau ca obișnuință, din anii din urmă, ca obișnuință, chestia asta la prima oră să înceapă cu Tatăl nostru. Și a fost prima chestiune de șoc și ca un test pentru mine, ei se gândeau ce va face dirigintele acum. Eram dirigintele lor proaspăt anul acela, nu mă știau, așa. Voi reacționa pozitiv sau voi spune, dar ce vă vine voi aici cu nu fiu la dimineața și nu știu ce caută, ce caută Tatăl nostru la lecția de matematică. Când am văzut că m-am ridicat în picioare la catedră și am răzbrăstit cu ei deodată Tatăl nostru, s-au luminat. Extraordinar. Care e legătura cu peste 2 ani de zile? Eleva aceea din clasa a 8-a, acum era eleva mea, la 10-a, la PTTR. În starea aceea de stres formidabilă, mi-a picat privirea pe ea. V-ați adus aminte de Tatăl nostru? Am adus de Tatăl nostru și a zis, măi, voi știți Tatăl nostru? Și zic, da, în picioare. Și am vorbit cu toți Tatăl nostru. Din clipa aceea, din 2001 s-a întâmplat asta, din 2001 până când s-a întâmplat, în 2008, de fiecare dată, la ora de matematică, că era de la 1 la 2, că de la 2 la 3. N-avea importanță, copiii nu mă primeau altfel în clasă decât doar așa. Se ridicau în picioare și rosteau Tatăl nostru. Da. Asta era dialogul noi. Și așa începem ora. Și știau și ei ceva după aceea?
Era o stare de bine pe care nu vă mărturisesc. Deci eu începeam, debutam starea de bine, ei la fel, și acum sesizaseră chestia asta, ca o slăbiciune. Și am sesizat-o în timp, asta în rândul care am făcut asta. Da? Am sesizat-o că în clipa aceea, eu aveam o stare de liniște completă, încât puteam să stăm de vorbă ca niște prieteni. De ce mai am să aminte asta? Pentru că aseară am spus ceva, când ne-a sunat din Austria. Da? Și am zis, da. O mamă și mi-a cerut, o mamă, o fetiță, au zis că e o fetiță, dar era mama mai degrabă. Și eu am zis așa, ți amintești mie, era că am zis, o problemă în geometrie, da, dă-ne o nouă, că suntem noi specialiști în geometrie. Am zis cuvintele mele, că am revăzut filmul. Da. Da. Așa asta pentru mine a fost un semnal, că nu așa se începe. Iar ori de câte ori m-am apucat de o problemă, fără să am forma aceea de smerenie, care trebuie să fie în fața, este sigur o chestie care, pe care Dumnezeu mă sancționează foarte repede. Și de ce vă propun un lucru? Hai să rostim Tatăl nostru. Este libertatea noastră aici. Nu se întâmplă nimic. Hai, David, să-l rostim. Știm Tatăl nostru, dar nu este. Cine nu știe? Hai, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi nici vite și ne izbăvește de cel rău. Amin. Doamne, ajută-ne să facem o lecție frumoasă. Să vă veți vedea minunea adevărată. Acum vă spun cu toată responsabilitatea. Un om care a ajuns la vârsta asta și este convins de puterea lui Dumnezeu în fiecare clipă. Învățăm de la Moisir. Da? Bun. Mi-a propus Daria. Aseară avem niște chestii interesante. Deci vreau să le reluăm, ca și tu să pătrunzi în chestiunea acelea și să vedem cum se fac asta. Așa, dar zicem aici... probleme. De acum, asta vom face. Da, eu cred că ieri nu v-ați referit la faptul că, băi, doamne, era o aroganță, domnul profesor, ci la faptul că ați vrut să spuneți că ei sunt specialiști în matematică, clasa 7. Da, dar și pentru mine puteam să folosesc altceva. Da, altul, eu așa acela, am luat. Acela nu mi-a plăcut mie. Nu v-a plăcut, m-a sunat. Și o să vezi de ce. Că astăzi, dacă avem timp la geometrie, să facem problema. Că are o slăbiciune. Raționamentul. Acolo și eu, da. Și de ce am spus? Care e unghiul ăla de 45? Da, unghiul ăla se construiește. Că dacă întâi se construiește unghiul de 45 și după aceea facem problema, că altfel... Fără, da, ai zis fără compas, fără raportor. Raportor. Păi fără raportor se construiește. Și ne ducem într-o problemă foarte frumoasă. Am tot reflectat la chestiunea aceea. De ce? De ce m-am legat și mă întorc înapoi? Dumnezeu îmi punea în minte de-aseară ideea aceea. Și se rezolva fără sinus? Da, se rezolvă frumos. Și raza? Și tot se face, tot. Este superb, e spectacol. De o frumusețe rară, dar asta e. De ce mi-am spus? Așa voi începe. Am înțeles. Da? Bun. Deci probleme diverse. Vă dau prima problemă? Să auziți cum sună. Nu. Probleme aia diverse. De ieri. Întâi să facem... Păi da, aia de ieri. Nu, ca asta o știm, facem noi, organizăm. Am spus că dacă am pătruns în ieșiți, putem construi noi câte vrem. Da, mă gândeam că nu aveți spus în formulare. Oricum, gândim așa. Uite, Daniel, am un număr. Dă-ne-l pe acel, ai dreptate până când ne îngăsim. Da, deci aflați ce număr se mărește cu 2007, când adăugăm la dreapta lui cifra 0. Corect. Deci aflați ce număr? Cine este numărul Davide? Cine este acesta? Pe care îl modificăm doar un pic. Îi punem un 0 la sfârșit. Și culmea. El s-a mărit cu 2007, parcă, nu? Deci, cine este numărul acela? Să ne închipunem, Davide, ca un experiment. 732. Da? 732. Și dacă îi pui un 0, doar un 0 la sfârșit, el, 732, se modifică
cu foarte mult, cu cât crește? Păi n-avem decât să scădem din 7320, scădem pe 732, nu? Și vedem cu cât s-a modificat. Da? Vine 8, 3 din 11, 8, nu? 7 din 12, 5, 6. S-a modificat cu 6588. Da? Eu ți-am dat un exemplu, David. Deci, dacă ai un număr și noi l-am gândit ca fiind 732, pe 732, l-am luat ca model. Punându-i doar un 0, el se mărește, ăla de la început, 732, se mărește cu 6588. Nu-i mai ușor să scriem numărul 10 egal cu plus 2007? Să zicem numărul 10 da. Egal cu n. Sigur că numărul 10. David, ai prins foarte tare chestia. Că în momentul în care ai pus un 0, el s-a multiplicat de 10 ori. Da? Deci, ce să... Nu-l știm pe n ăla. Nu, ăsta, când ai pus un 0 la sfârșit, ai zis că se modifică cu 10, da? Și îi zice, 10 ori n este fost un n plus 6588. 2007. Știți, pe exemplu, Daria, da, da. Plus 2007, da? Deci, 10 ori n egal cu n plus 2007. Și acum ce facem? Scădem un n din ambii membri. Daria, ia gândi și tu la o problemuță. Să-ți dai eu ție una, da? Toți ăla pește cu șapte vârpi și cu... Da, dați-i din ăsta, dați-i din 123. Da. Ce număr? Da, știu. Deci, da. Un număr n, atenție. Vă zic numărul, știu. Bun. Daria, numărul n, cine este acela? Căruia, dacă îi se pune 115 la sfârșit, deci el are o anumită lungime, și mai punem 115, el se modifică cu cât? Formulează tu câteva probleme de acestea, Daria. Compune niște probleme, ca să ne dai. Cât se multiplică și nu știu numărul? Păi, tu... Cum ia-ți numărul, fă exercițiu. Păi, da, trebuie modificare. Uite așa faci. Tu ți-ai sigur că, știi, ți-am propus în momentul de față să ne compui niște exerciții nouă. Că tu ai mecanismul pus la punct, da? Ia-ți numărul, ce? Și poți să schimb și numărul de la... Păi tu ți-ai și modificat. Eu fac pe asta și apoi mai compun. Tocmai. Da. David, acum ce înseamnă? 10 minus. Vă spun numărul 223. Ți-a dat 223, vei să spui, nu? Adică, de aici ce ai făcut? Ai scăzut un cât aici? A fost un n. Un n. Da? Și îți dă 10 n minus un n, cât face? Face 9 n. Egal cu 2007. Împărțim totul prin 9. Și rezultă că n va fi egal cu? Egal cu... 223. Este important să împarte exact aici. Corect. Da? 9 în 20 merge... 2 ori 2, 9, 18. 2. 20, tot de 2. Domn profesor, așa. Da. Ies să zic. Dar cum îl spun eu pe 150? Asta încearcă domn profesor să vă explice. Aici este chestiunea. Că te-a văzut distrată și mergeai... Apropo de a vorbi mai din... vreme despre mândrie. Ai văzut că mândria m-a sancționat pe mine. Tu erai acum într-o formă de asta. Spune, da, eu știu pe asta exact. Ce să fac. Exact. Da? Deci suntem așa, cât se poate de atenți, ca să nu, să nu sărim dincolo de asta. Asta dacă am pus o singură cifră în coadă. Da? Deci, acum punem 2, punem 3. Așa, luăm... Da. Învață-te ia să vedem. Davide, ce număr o fi ăla? Ce număr o fi acela? Așa încât, dacă adaug două zerouri, începem mai întâi cu două zerouri. Da? Fac n ori 100 egal cu... Așa!
Deci dacă adaug două zerouri... Păi da, dar dumneavoastră ați spus 100, adică mai am unul ăla. Atunci... Nu se adaugă două. Mai am unul. Da. N-ați spus să adaug 15. Da. Sau... Mergi după modelul meu întâi, cu două zerouri, da? Ca să înțelegi. Că înțelegi imediat, îți amintești de ieri cum am discutat. Că noi n-am făcut împreună, Daria. Deci, atenție, David, când a zis că îi mai adaug două zerouri, înseamnă că zic despre N ori 100, David, da? N ori 100, deci adăugăm două zerouri. Adică mulțim cu 100. N ori 100 este fostul N. Plus cât. Plus cât. Asta trebuie să fie opera mea, da? Eu trebuie să mă gândesc că după ce îl duc pe N încoace, în stânga, îmi rămân 99. Trebuie să găsesc împarte... 9 care trebuie să se împarte la 99. La 99, mă! Și noi acum deci, luăm o multiplă din 99. Și 99 ori... 2. Ori 2, mă! Hai. Ca să fie mai... Așa, ori 2. 990. Fac 100... cât vine? 9 ori 2. 18, 9 ori 2, 18. 100... 198. 198, da? Și acum mai ușor. Și acum echivalent. Echivalent cu N minus N egal 99 N. 99 N egal cu 198. 98. Și atunci N egal cu 2. N egal cu 2. Deci numărul la care ne-am gândit este 2. Că lui dacă i-ai pus două zerouri, le-ai făcut 200. Uite, noi și mechere treaba. Da? Dar ea, imediat ajunge și la problema ta. Dar aici, pe N ăsta l-am luat 2. Dar putem să zicem orice număr. 10. Și în felul ăsta vezi exact cu cât ai, la ce număr te gândești. Poți să compui tu acum, David, pe locul negreșițiu? Da. Te rog. Pe modelul ăsta cu două zerouri. Mai spuneți-vă dat cum formulați, ca să... Deci, care este acel număr la care se adaug două zerouri în dreapta? La care număr adaug 3 zerouri în dreapta? Și este 3 acum te duci, da, da, la 1000, da. Și este egal cu... Și se mărește cu? Și se mărește cu... Sau multiplu de 999. O multiplu de 999, foarte bine se prinde. Și un... iei pe noi 3, ca să fiți bine repede, să zicem. Pentru noi e egal cu 3. 999 ori 3, 3927, 3927, 29, 3927, 29. Se multiplică cu 2997. Da? 100, cu se multiplică? Deci asta ar fi. Iată că ai compus prima problemă. Cine este acel număr N? Dacă adaugi la partea, în partea a doua, pe cine adaugi? La 12 ori 1000. 1000. Faci 1000 ori N. N ori 1000. Ori 1000. Îi pui 3 zerouri. Da. Egal cu N. N plus 200. 2997. 2997. Prima mea problemă. Și șmecheria. Da, prima problemă. Asta este spectaculos. Dădusem să spun mai devreme, nu veni să știi tu, că am stat vineri de vorbă cu americanii, cu copiii din America, și spuneam lui Adi că sunt atât de tare, sunt foarte tare frământat de ideea asta. Să încep să cultiv la copii partea creativă. Să spun, tata, face un lucru spectaculos. Este cel mai mare, cel mai minunat lucru pe care ți l-ai propus vreodată. Dar zic, am făcut și când erai tu, când erai elev în banca mea, nu ți-o amintești? Sigur că mi-amintesc. Dar ca să poți să-ți hormonești și să dezvolți partea asta creativă la copii, este nemaipomenit, nemaipomenit. Și acum, noi acum ce facem este acest lucru. Când te invit pe tine să compui un exercițiu, este semn că tu ai înțeles mecanismul și de ce îți permiți. Da? Și este adevărat că noi de aici, dacă lucrăm, cât va fi? Nu e egal cu 3, nu? Că tu în culise, ca să vezi cu cât crește, ai făcut treaba asta. Da? Și acum ne întoarcem la problema ta. Vrei? Te rog. Deci, stați în formulare. Aflați ce număr
se mărește cu 29.997. Da. Când adăugăm la dreapta lui 4 de 0. Deci, unui număr ne. Da. Unui număr ne. Au să scriem 10.000, nu ori 10.000. Nu ori 10.000. Egal cu n plus numărul ei măreț. Cu numărul tău măreț. Și după aia 29.997. 10.000, da. 20 cât? 29.997. 997. Da, e ușor acum. Și acum o să faci 10.000 minus, nu care va da 9.900. Nu. Da, da, da. 9.999. Deci 9.999. Și să facem 29.000. Egal cu 29.997. Împărțit la 200. Împărțit la asta. 9.999. Și cred că nu e egal cu 3. Da, normal. Nu cred. Cred că așa, da? Cred că e egal cu 3. Nu? Dar eu? A, nici eu nu știi, domn profesor. Ba da, știu. Păi să vreau să da, era număr 3. 29 ori 9, 97. Da, asta era numărul. 9, 3 ori 9, 27. 3 ori 9, 27, 29. 3 ori 9, 27. 3, da. Da? Nu e egal cu 3. Dar nu așa, da, Davide. Dar nu cu 0 în coadă. Noi nu vrem, noi vrem cu 115. Eu uite acum sunt aici. Dar cu 115, domn profesor, cum să-l scriem? Asta adică e. Înmulțim cu 2 sau cu 3, cât o fi, da? 0, 1, ăla, de fapt. Hai să o luăm ușoare. Da. Hai să mărim cu 5. Ce număr ne, Daria? Ce număr ne să fie ăla? Cum zic 115. Încât să-i adăugăm doar cifra 5 în dreapta. De ce pe aia, domn profesor? Nu vreau să mă fac. De care? Păi stai cu unul mic, că nu știi dacă știi. Hai să te văd dacă știi. Da, David, ca să pornim de jos în sus, mă. Îmi lași mie mâna. Mai sunt profesor, mai sunt la manșa acum, nu? Nu mai place să fiți la manșa. Vrei tu, da? Dar nu deodată acolo. Te lasă imediat la manșa, pe mâna ta. Deci fii atent aici, Tamile. Dacă ar fi 23 și aș pune în dreapta, luăm un model, da? Dacă ar fi 23 și aș pune în dreapta 5, el după adică mișcarea asta, 235, ar însemna 23, fostul 23, plus cât? Plus, stați, 5. Păi, 5. Păi, da, 235, e fostul 23. Plus 105, nu. E 23 plus 5. Asta am zis și eu. No, 23 ori 10, David. Poți zic 230. Hai să-ți luăm așa ușor, da, mai ușor. Poți zic că e 230 păi plus 5. Păi n-am zis așa. Da? Deci 235 ăla. Trebuia să specificați. Da, David. Mă rog aici, da? A, și acolo să fie 110. Mă, dar tu umbla acolo. Fii lângă mine, mă. Stai aici. Deci, el a fost cât aici, da, de la început? 23. 23. Nu a fost egal cu 23. Când i-am lipit 5, s-a făcut 235. Dar 235 înseamnă 230 plus 5. Am mai ajuns la 23 ori 100 plus 5. 23 ori 10. 10, da, 10 care deci egal mai departe cu 23 ori 10 plus 5, care înseamnă 23, care înseamnă nu. Deci egal cu n ori 10 plus 5. Wow. Deci lipindu-i doar 5-ul, el nu mai este 23 ori 10. E 23 plus 5. Lipindu-i 115, nu va mai fi... O să fie n ori cât? N ori... Stați, eu m-am gândit, dar... N ori cât o să fie, dar... Eu am făcut o... Când îi lipesc... Când îi lipesc o singură cifră, când îi lipesc o singură cifră, este ori 10. Dacă ar avea două acel. Cifre, ar fi ori... Dacă ar avea două cifre, ar fi ori 100. Plus acela... Plus 15. Și dacă îi lipește 3 cifre... O să fie ori 1000 plus... Plus 115. Plus cifrele lipite. Asta plus cifrele lipite. Și acum... Dar nu poți să fac, uite, zâmbrul. Nu puteți altfel. Altfel, trebuie să fiți aici. Poți să fac 110 plus 5?
110. Care vine de unde? De 110. Acolo, ăla. 155. 110 plus 5 este egal cu 11 ori 10 plus 5 egal cu... Daniel, nu-i numărul ăsta, ăsta e cel care s-a lipit. E sfârșitul numărului. E sfârșitul, coada, partea a doua. Partea a doua de aici. Deci de aici, acolo, acolo. Deci nu mai lipesc 2 0, 1 0, 2 sau 3 care își mergeam. Ci lipesc... 3 0 ori. Daniel, de ce te invit? Ai răbdare și venim acum... Dar nu că nu știi, ea n-a prins-o. Da, degeaba... Acum vreau să o agăț și pe ea. Daria, rostul meu și rolul meu este să pot să ajung și la, la mintea oricui dintre voi care sunteți aici prezenți. Da, deci... Și Cristina m-a înțeles. Da, apropo de, nu, de povestea aceea. Aia, care a spus-o de la voastră. Așa, care a înțeles. Dați-ne niște exemple, domnule. Acum vreau să fac asta. De ce, de ce am început așa și m-ați grăbit să ajung acolo? De aceea vă invit din nou. Deci noi l-am luat pe N23, da? Ca model. Da. Și am pus un 5. Și atunci, după N25, fostul N a devenit 235. Da. Pe 235, îl scriu ca 23, hai să zicem nou. Deci, 235 este scris acum ca fiind 23 ori 10 plus 5. Da? 23 ori 10 plus 5. Da, da. Și dacă mă agăț de numărul inițial, de 23, cu cât s-a mărit el în clipa asta? Cu 15. Păi, din 235 scad pe 23, ca să văd cât, cu cât s-a mărit. Să-i pun... Cu 0,5. Hai, mă, ce ești micilos, mă? Asta înseamnă pentru noi că n-ați înțeles. Deci, din 235... Cu cât s-a mărit? 235 egal cu 212. Cu 212, corect. Scalfe din 235 pe 23 ăsta, care l-am avut, nu? Face cât aici, da, 23, dacă l-am scăzut. 2, 2, 1, 2. Deci plus 212. Ei, vezi că se complică exercițiul, Davide, nu mai e așa ușor ca acolo cu 100. Da? Trebuie să scazi ceva. Deci, atenție multă, zicem așa. La ce număr m-am gândit? Iată formularea. La ce număr m-am gândit eu? Pe care îl modific adăugând în partea dreaptă pe 5. Și despre care vă spun doar atât, că s-a mărit cu 212. Cine este numărul? 23. 23. Dar acum că l-avem pe tablă. Cum ați face voi? Eu știu, cred. Cum ați face exercițiul acesta? Deci, la ce număr m-am gândit încât îi adaug cifra 5? Sunteți la mașă. Da, sunt la mașă, zic. Zi. Păi, am scăzut un N din ambii mele. Un? Un N. Un N din ambii mele. Adică m-am gândit că 23 ar fi N. Și am scăzut un N din ambii mele, deci mi-a dat 9 N plus 5 egal cu 212. Deci, din egalitatea asta, dar așa ai văzut-o, da? Care 10 N plus 5 egal cu 23 plus 212. Adică N plus 212. Da, deci, adică N plus 212. Adică N plus. Deci vine așa, 10 N, hai să transpunem. 10 N, să prinde formula. 10 N plus 10 N egal cu 10 N plus 5, corect, Mihai. Bine, 10 N plus 5 egal cu N plus 212. Ăsta e. Deci asta e formula când punem o singură cifră. 10 ori N plus 5 ăla plus 5 este egal, egal cu N plus 212. Și am scăzut un N din ambii membri. Da? Cum o să fie? Dacă ai scăzut un N din ambii membri, ori 1000. Lasă-mă, nu, tot aici mai rămânem un pic. Înseamnă că în clipa în care punem o cifră, o singură cifră, zicem 10 ori numărul acela plus cifra pe care o pune, egal cu N plus, și tu îți faci joc, o să vezi cu ce diferență vii ca să-ți meargă multiplu de, atenție, trebuie să fii multiplu
Nu mai merge deodată multiplu de 9. Este încurcă 5-ul ăsta. După ce scazi. După ce scazi? Sigur că da. După ce scazi e multiplu de 9. Am mai explicat odată? Sigur că da. Pentru că nu mi-am dat seama. Păi asta știu. De ce am alergat acolo? Ne avem pe ăsta mic și ne ducem la mare. Deci avem răbdare. Deci, da, bine. Când punem o singură cifră, ne închipuim că am pus 0. Dacă era 0, e 10 ori ne plus 0. De ce trebuie să scădem? De ce să scădem? Scădem că nu e 0 în coadă, e 5. De ce trebuie să scădem 23? Asta zice, de ce trebuie să scădem pe, pe care? Pe 23, acolo s-a născut 230. Păi nu e meu ăsta? Nu e meu ăsta, nu trebuie să scade aici? Da, da, de unde știți că e corect? Păi, relația transcrisă, 212 asta este ca urmare a faptului că l-am luat pe N model practic 23. Nu vă cred. Nu mă crezi? Păi verificăm. Înseamnă că ceva nu ți-e clar. Hai să mă întorc în vreodată. Davide, în momentul în care compune exercițiul, eu trebuie să spun creșterea asta. Dar creșterea asta nu spun la întâmplare. Nu spun o creștere, o cresc cu atâta, ci este bine gândit, încât după ce scad pe 5-ul ăsta din și număr... Și când nu? Păi nu-l afli tu. Tu ca autorul, da, te gândești, nu e egal cu 115. Și de acolo pornești deci problema. Deci tu când compui exercițiul, joci jurul autorului. Autorul pleacă de la un necunoscut. I-am descoperit. Egal cu... Dă tu un nă, te rog. Dă tu un nă pe care le iei în mintea ta de început. Care vrei tu? 24. Acum autorul spune, pun un 5 la partea dreaptă. S-a făcut cât? 245. Până de 5. Și spune, fostul 24 s-a mărit cu, ca să văd cu cât, scade din ăsta pe 24, ca să mărit. Ai înțeles? Ca să dai mărirea. Păi ca să dau mărirea, mă, că dacă nu-i dau nici mărirea, el nu poate să mă, ci dă-mi șansa să îl pot rezolva, dă-mi date ale probleme. Da? Deci eu plus cât s-a mărit? Păi trebuie să-i dau. Eu nu-i dau numărul 24. Mă, știi ce? Descoperi-mi tu numărul acela, nă, la care dacă pui în partea dreaptă 5-ul, numărul inițial se mărește cu atât. Și atunci el trebuie să aibă șansa să facă raționamentul ăsta. 10 ori N plus cifra cu care s-a mărit. Adică ai tu voie să pui numărul la întâmplare. Deci nu se dă numărul ăsta la întâmplare. Nu, ai voie în compunere, da. În compunere tu faci asta, că e secretul tău. Lui îi dai, îi oferi șansa să-l descopere. Lui îi propui să descopere. Așa se face în culise. Deci autorul, cel care propune, are șmecherii puse la punct. Și spune, ia descoperi într-un numărul ăsta, dacă îi pui pe cei la dreapta, nu știu ce, să mărești cu atâta. Am înțeles. Da? Bun. Dar, te rog. Și acum, am descoperit problema și deja vreau să dau problema, care v-a să vă gândesc. Deci, aflați ce număr se mărește cu 578. Să vedem, da. Și ne dai și mărirea, da? Da. Dacă ne dă... Aflați ce număr se mărește cu 500. Nu, s-a spus. Trebuie să aduc. Hai de măi. Deci. Deci un autor are pregătit să-mi vrea să zică ceva. Păi da, numai că am numărul greșit. Hai, mai repede. Așa, deci. Aflați ce număr se mărește cu 693. Se adaugă în partea dreaptă 6. Nu. Aflați ce număr se mărește cu 693. Dacă se adaugă... În partea dreaptă, 115. 115. Hai deci, să vorbesc la aia. Deci, da. Aflați ce număr se mărește cu cât? Cu 693. Cu 693. Să scriem datele, domnule. Deci ce număr se mărește? Da? Cine este în... Așa încât... Dacă adăugăm... Cum era relația? La dreapta, dacă la dăm la dreapta
115, la dreapta numărului 115, acesta se mărește. Și lăsați cu cât, că nu a calculat bine. Mărește. Cu. Cu. Rămâne să-mi dea, ne dea din nou, că ce vreau să... Ce am putut să scriem pentru că abia știu să fac matematică. Păi asta e matematică. Te plictisi de... Te plictisi de asta, dar n-ați priceput-o. De română am zis. Ah. Așa. Rotă-mă. Sigur, așa. Așa. La școală, fracțiile, coșele și numitul. Dar ce facem noi? Sunt alte chestiuni de finețe și de frumusețe, dar... Deci da. Ce număr? Dar vreau să spună, te n-ați în 5 minute. Sigur că da. Nu mă surprinde. Doamn profesor, gata. Zi o dată, cu cât se mărește? Deci, până la urmă este a face mai se mărește cu 1998. Deci se mărește cu? 1998. Se mărește cu 1998. Când adăugăm la dreapta lui cifra, numărul 115. Adăugăm la dreapta. Faceți cum fac eu. N115 nu știi cât e de lung. Ah, și nu avem voie să facem așa barat, nu? N ăla poate să aibă o cifră 279. Aha, ce dacă punem barat, nu să faci mai fi una. Nu, e n-înmulțit. N-înmulțit, am scris bine. Nu poți să spun nici n-înmulțit cu acela. Atenție. Deci numărul la care mă gândesc, să încerc să zic că e din două cifre, dacă mă duceți pe culoarul ăsta. Dacă ar fi din două cifre, ar fi AB și pun în dreapta acum pe 115. A, de acum scriem AB, da? Da. Dacă ar fi din două cifre. Dacă ar fi dintr-o singură cifră numărul la care mă gândesc, atunci pun A 115. Și merge așa, cu bară deasupra. Dacă nu, acela e dintr-o singură cifră. Dar n-am... Așa lumea fac. Învață-l la lucrurile. Daria, calm și cu răbdare, că nu putem să știm deodată. Profesor, da. Și cum să scriu asta, matematica? Adică să scriu AB ori 1000. AB ori 1000, sigur că da. Plus 115. Bravo, David. Așa. Deci A, B ori 1000, că sunt 3 cifre, 3 de 0 ori. Da. Deci egal cu A, B, bară, da? Ori 1000, plus 115, este egal cu numărul dinainte, cu A, B. Este egal cu A, B, plus 1998. E corect asta? Da. Raționamentul este corect. Nu știu dacă 1998 e bine. Nu, poate nu, da. Ne dăm seama îndată când intrăm în negheșițiu. Da. Și o să fac. Dar modul de a fi gândit este corect. Adăugându-i în dreapta 115, este de fapt ăsta înmulțit cu 1000 plus 115, da? S-o modificat, da. Spune negheșițiu, față de ce a fost inițial, cu 1998. Și da? Numai de unde scade? Știu că trebuie să scad din AB. Păi, Davide. O să fac AB minus AB. Păi, de ăștia, 1000 de al de AB. O să fac AB minus AB, care o să-mi deie 999 de al de AB. Da. Da? Hai pe AB ăsta, că acum pierdem timp. Spune-te-mi cu un N. Că nu știm. Ok, domnul. Dar ca să nu mai pierdem timpul. Este un N. Și să fie 999 N. Deci echivalentul poate spune că 999 N. Plus 115. 115 este egal este cu... Este egal cu N. 1998. Aș vrea să scrieți N. Doamne profesor, da? Acolo, în loc 1998, puneți 2100. Da, vedeți, suntem în perioada de cercetare, nu ne supărăm. Sigur că da. Deci cât spui 2113. 2113. Care e numărul? Da? 2113. Și acum, David, foarte simplu. Pe 115 îl scădem din 2013. Și deci echivalent, poate spune că 999 plus egal cu? Egal cu? A, egal cu.
2113 minus 115. Acum azi, în emoții se vedea că e multiplu de 9999. Din 999. Egal. Da, din 999. Trebuie să facem scădere. Acum, 5 din 13. 5 minus 5, 5 cu 3, 8. Da. 8, da. 1 din 0. 10 minus 9, 1, 8. 8. Deci 1 din cât azi? Din 9, da? Da. Păi nu, din 10, mă. Dar acolo a rămas 0. Uite, am avut așa. A rămas 0 și te-am propătat 10. 9, da? 9. 9. 1 și din... O nu, o să trecem deja la 0. Așa. Că ați împrumutat. Da. O să fie tot 9. Tot 9, perfect. Și 1, da? Și 1. Bun. De aici, N va fi egal cu 1998 împărțit la 999. Și este egal cu 2 grăduri. Noi deja știam răspunsul. Păi da, mă. Deci, dar ea și-a luat pe nu egal cu 2, a făcut toată manevra asta în culise și a spus așa. La ce număr se poate... Domnul, la ce număr? Domnul profesor, noi aveam numărul acolo sus. Unde l-aveam, David? După 999 N plus 115 egal cu 1998. Nu, era, e 2113. Vezi că l-a tăiat? Da, da, l-aveam. Că a dat greșit. Ea trebuia să adaugi, ea exact, nu și-a dat seama. Exact. Trebuia să adaugi și pe ăsta. Trebuia să adaugi, eu l-am scăzut din greșeală din da, urmă. Da, 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 am văzut. Și de ce tu ai venit da. Și a făcut corecția asta? Da? Deci dacă ar fi lăsat așa, n-ar fi mai, nu s-ar mai fi pățut la cât la 999. Da. Repet încă o dată, hai să vedem mecanismul dat. Deci, ea spune așa, la ce număr m-am gândit eu? La care dacă adaug 115 în dreapta sa, noi nu știm ce lungime are numărul. Da. Poate să fie dintr-o cifră, din 7, din 9, apar n-avem. De fapt, da, eu... Sigur. Urmărește acum, da? Ca să duc ideea de la capăt. Deci spune așa, dacă adaug 115 în dreapta sa, atunci numărul se modifică, numărul anterior se modifică cu atât. Se mărește cu atât. Și noi trebuie să-i spunem cu cât se mărește. Este esențial aici. Este esențial ca în clipa aceea, când construiește problema, trebuie să... Ții cont de 115. Să ține cont de 115, care trebuie adăugat la multiplu de 999. Corect. Deci faci, practic, Daria, în compunerea exercițiului, fiindcă ai trei cifre, știi că iei un mulțit cu atâta, și la care mai... Ce faci din numărul acela? La care mai adaugi pe 115 ca să poți să-l scazi pe urmă. Deci vedeți că nu mai e la fel de simplu ca atunci cu zerourile, Davide și Daria. Acum când eram mai cu zerourile, mă făceai multiplu. Multiplu, da. Și era la îndemână. Exact. Acum trebuie să ții cont și de acesta. Exact. Pe care trebuie să-l scazi. De aceea îl aduni la fostul multiplu, cum l-a luat Daria aici. Întâi la 2, ca după aceea să scazi. Ca să poți să scazi, să rămâne multiplu. Corect. Deci vedeți mecanismul. Aici vreau să vă invit să fiți lângă mine, repede, să vedeți cât de frumos este dacă am înțeles exact problema. Și acum, David, compunem tu exercițiul. A, B, nu, N. Ce număr este acela? Nu e egal cu cine? Nu e egal cu cine, din. La un număr adăugăm la dreapta 3999. Hai, lasă-mă, mă. 3999 este un număr lung. Și vine greu să găsești cu cât se modifică. Dar nu ne ducem așa, David. Hai să zicem până la 3 cifre. Exact. Una, două cifre. Trei. Hai să zicem, 3 maxim. 999. Adăugăm? 3999 la număr în coadă. În... Să-i adaugi? Deci lui... Vreau să iei mai fain. Îi pui aici, în dreapta. 999, da. Păi atunci ai zis că ai compus. Păi, a compune înseamnă că te duci până la capăt și spui cu cât se mărește el. Ai toate... Da, profesor, eu am făcut una, dacă vreți să vă dau toate datele. Deci, hai să ne întoarcem un pic, David, și să înțelegi că nu ne aruncăm așa.
ci ne dirijăm mintea. Mai dai zinele ușoare? Zinele ușoare. Așa. Problema mea, nu? Hai, Dania. Deci, da, aflați ce număr se mărește cu 3118. De cine este numărul care se mărește? Da, cu 3118. Ce se mărește? Acum știi, noi suntem în etapa când le rezolvăm ca să descoperim, da? Mărește cu? 3118. 3118. Când adăugăm la dreapta lui numărul 121. Adăugăm. La dreapta lui 121. 121. Adăugăm la dreapta. Cât? 121. 121. Adăugăm la dreapta. 121. David, amândoi suntem. Putem cu prieteni, trebuie să rezolvăm amândoi. Pentru că eu fac o problemă. Ce a dat David? Da, faci o altă problemă. Dar cu cât te faci mai exact, mai în viteză și sigur, înseamnă că ai înțeles mecanismul. Și ajungem și noi să înțelegem. Ce, nu, avem putere, David. M-a ajuns, David, cu voce vreau să lucrez. Ai cu voce că eu sunt o urmă și nu știu aici. Păi, eu am scris N. Da. N. După N, 121. 121, că se mărește cu 121. Sau putem să mai scriem și AB. Nu știu câte lungime. Hai să zicem, fie că se mărește cu 121, să zicem M ori 1000. Păi am scris, eu am scris nu ori 1000 plus 121. Așa, este deodată. Egal cu AB. Nu, egal cu N. Egal cu N. Și după aia o să facem. N plus? O să fac N. N plus? Când ne dă ea. 300, dar v-am spus să scrieți. 3118. Așa. Și eu am făcut așa. Am scăzut N-ul și mi-a dat 9999 plus 121. 999, dar de N. Este egal cu 3118. 3118 minus 121. Da. Și echivalent cu a spune că... echivalent cu 999 N este egală cu, vă spun acum rezultatul, 7. Da. 9. 9. Da. 2997. 2997, da? Este egal cu 2997 împărțit la 999. Nu este egal cu... Cred că 3 merge. Da, 3. 3, da? Deci nu e egal cu 3. Este numărul la care s-o gândi, da. Da. Și acum o problemă pentru datele care ne-a dat David. Da. Deci aflați ce număr se mărește cu 4995. Deci, aflați ce număr se mărește. Cu 4995. Deci, ce se mărește? Spune-ne mai întâi cu ce cu 4995. Cu? 4995. 4995. Dacă se adaugă? Dacă se adaugă la dreapta sa, numărul 999. 999, da? Da. Adaugă... Deci datele lui David, nu datele. A, așa. Numai că tu i-ai spus cu cine se mărește, cu 4000, cu cât se modifică. Da. Dați să-mi fac un plan de lucru. Așa. La și mă ajută. Tu te apuci de lucru și primăție așa, cu ochii în soare.
Păi da, eu sunt și filmat aici. Da, o să scriem, nu este egal cu... Sau scriem direct, numărul mie. Numărul mie, că e trei cifre, bine. Numărul mie. 999 este egal cu N plus 4.000. Mărirea, 4.995. Nu, este egal cu 999 plus 999. Nu, 999 de al de N. Da, 999. Că-i scăzut un N, da? Da. Deci vine 999 N plus 999 este egal cu 4.995. 4.995, da. Nu este egal cu 999 de al N. Este egal. Deci, cu 999 N. Deci a rămas în urmă. Este egal. 4.995. Împărțit la 999. Nu e adevărat. Minus 999. 4.995 minus 999. Deja mă duceam înainte. Da. Zice minus 6. Deci egal cu 6. 6. 9. 9. 9. 3, nu? Da. 3 minus 9, 6. Deci 999 yen. Avem că 999 yen egal cu 3.996, de unde yen va fi egal cu... Vom face 3.996 împărțit la 999, care va intra cam... De 4 ori. De 4 ori, nu? Controlul e corect. 4 ori. Da, Daria, mă bucur, ai prins bine problema. Davide, cred că șmecheria toată este aici, Davide. E așa multiplu, hai să descoperim șmecheria. E așa multiplu 999 ori 4 și adaugă, ce adaugă? La multiplul respectiv adaugă numărul care se adaugă în dreapta, 999, și ne spune mărirea. Ai, Daria, ai de corect și spune da. Mărirea? Domn profesor, v-ați deci, prins de problema? Asta sper că da. Uite ce cred eu că faci tu. Deci dacă adaugi un număr de 3 cifre, să toți prietenii noștri să înțeleagă, dacă adaugi un număr de 3 cifre, înseamnă că pe 999 îl mulțești cu numărul pe care ți-l iei tu în culise și îți dă un rezultat, iar acestuia îi adaugi numărul pe care îl pui la dreapta și îți pui mărirea. Spui mărirea numărului. Asta e toată șmecherea. Dacă la, ca să termin ideea. Dacă adaugi un grup de două cifre, înseamnă că îl mulțești cu 99 pe numărul respectiv și rezultatul acela e adaugi grupul de cifre din dreapta și spui mărirea. Și ne spui mărirea. Asta e șmecheria. Asta e tot. Ia să vedem Davide. Asta e algoritmul. Da? Davide, compune și tu acum. Da, am compus. Oh, super! Deci de aștept de nouă, nu, n. Nouă. Deci, n plus. Deci, nu se mărește cu 254. Deci, n. N. Mărit. N plus. Adică zicem 254, da? Nu, ori 1000 plus 254. Nouă. N ori 1000, că s-a prins Daria, da, Daria m-a ajutat, da? Plus 254, da. Profesorul de ce, mă? Adică? Pentru că eu am spus că n-am spus că adaug la final. Am spus că N plus. Adică cum? Adică, vă spun de la început. N și mai... Adică ce adaugi la dreapta? 127. 127 și suntem bine. Deci 127, da? Da. 127. Este egal cu N plus 254. N plus 254. Eu cred că ne-ai păcălit. Da. Pentru că totuși cu 1000 și... Sigur că 254. Da, scădem așa și 999. Nu faci să fie. Nu cred că s-ar putea... Nu există un N natural. Da. Deci modificarea asta nu e corectă aici. Dacă puteți, pot să vă dau eu una. De ce, stai să urmărim, de ce el nu reușește?
Ce, cum ai gândit în culise, David? Am făcut 127x2. 127x2? De ce 127x2? 127 e numărul care... Te le-ai luat în 2? Păi, David, aici e în urmă. Nu, 2 ăla trebuie înmulțit cu 999. Păi aici eu tot mă strădui să te convin pe tine și tu nu ești lângă mine. Deci să mulțim decât cu 2, la rezultat să adaugă ce spui tu pus în dreapta și aia e mărirea mă. Asta a făcut șmechera de Daria. Deci ea nu prea a vrut să ne spună, dar noi între timp am descoperit că asta e mecanismul. Deci ea, dacă zici 3 cifre, pe 999 mulțește cu numărul care și le-a ea. Acum v-am prins. Păi da, mă, eu ce fac, mă, tu mă chinui cu tine aici. Doamne, deci trebuie să fii atent, mă, să prins. Ce-mi place. Da, da. Îmi place așa de mult. Deci, David, înțelegi? Nu, nu putem, ne zândem doi bărbați, nu lăsăm bătuți, mă. Nu înțelegi? Nu putem, nu putem, asta e. Deci am descoperit. Ea a tot lucrat și a pus la punct această idee și acum ne lovește continuu. Deci, își ia numărul... Acum ai tura mea. David, ai înțeles? Hai. Ai înțeles? Hai. Da. Trebuie aștept să-ți faci problema și te lovesc eu cu o problemă, să vedem dacă ai înțeles. Tu gândește acum când punem în stânga o cifră. A, da, punem în stânga una. O singură cifră. Păi dacă stai să vezi, dar e da, așa e altfel, în stânga e tare trebuie să pui cu A ori 100 plus B ori Daria, nu. Ba da! Daria, aia, așteaptă acolo, uite-te, pune în dreapta un 1. Nu, pardon, în stânga un 1 sau un 2. Domn profesor, haideți că mă puneți să fac mâncă grea. Asta o facem mai împreună. Hai, te rog. Hai, descoperi și mai cum. Păi pui cifra nu în dreapta, ci în stânga. Păi da, n-am înțeleg. Păi trebuie să înțeleg. Adică cum? Uite așa. Dacă ar fi 20... Adică cum să pun 1-1? Dar cum se... Cum traduci? Adică, da, adică cu ce înmulțesc, cu ce... Foarte tare. Domn profesor... Nu știu nici eu, acum am terminat. Dar și eu m-am gândit la asta, dar n-am înțeles cum. Dar te uite, era acum amintit când, dar nu știam, trebuie să reușim. Nu, am făcut și aici, m-am gândit și pe asta, m-am gândit, dar nu înțeleg cum. Păi că, reușim. Reușim, Daria. Dar am să-l internat-o. Am profesor, de acum ajutați-mă, că nu înțeleg. Da. Cum? Am terminat-o. Imediat. Pentru Daria, ca să vezi. Nu, vreau să Daria, urmăiește și tu. Uite, am doar 23, da? Da. Și în loc să pun cifra în dreapta, o singură cifră în dreapta, pun da, în stânga. Da, pun în stânga, da. Pun numai unul, Daria. Ne-am pus unul. I-am pus cifra sutelor. M-am prins ce fac acum. Deci noul număr va fi 100. Păi un număr 100, dar nu înțeleg. 100? Păi noul număr, când am pus o singură cifră pe 1, înseamnă 100 plus 23. Dar n-ar fi, cum m-am gândit, domnul profesor, m-am gândit să fac... Deci dacă pun pe cifra, o pun în față, da, dar și eu pun, fapt, eu pun asta, ok, dar o pun. Și cum vă ajut pe voi să... Păi, acum gândim. Deci, în clipa în care l-am pus pe 1 în stânga, el a devenit 123, care înseamnă 100, plus 23. El s-a mărit cu suta. Profesor, s-a mărit cu suta. Nu da, poți... dar cum pun ca să vă ajut cu el? Adică nu pun uite doar așa. Unul faci A, B, C, să faci spun 12 ori 10. Că nu are sens. La ce număr m-am gândit? Hai să zicem. La ce număr m-am gândit? Așa da, așa încât. Dacă îi pun în stânga o cifră, da. El se mărește cu 100. Da? La ce număr m-am gândit? Da. Da? Da, da, dacă el se... Ah, ok. Merge, Daria, merge. Poți să pun mai mult de două? Nu, două în față. Lasă cu mâna, măi, ca să meargă problema. Formulează-ți așa și până unde, deși la două cifre. Deci în dreapta se modifică foarte tare, foarte interesant. Mă întorc înapoi. În stânga. În stânga se modifică. Dar în dreapta, acum, ai spus tu că e o problemă. Te rog. Da. Lui Nâi mai adaug la dreapta 127. Lui Nâi 127.
Deci vine 1000. Eu sunt rezolvitorul, da? 1000 în plus 127. Este fostul n care se modifică cu cât? Cu 5. Data 5005. 5000. Da? 5005. O fac și eu, domn profesor? Da, m-a ajuns și pe mine acum, să vedem dacă deci, David. Deci 9 ori 1000 plus 127 este egal cu 9 plus 5000. Așa, scădem un 9 din ambii membri și atunci o să avem 999 9 plus 127 este egal cu 5005. Da. Și atunci 999 n este egal cu 5005 minus 127 și 999 n este egal cu 15 minus 7 care ne dă 8, 9 minus 2 care ne dă 7, apoi care aici tot 9 minus 1, 9 minus 1 da, care ne dă 8. Și noi o să le iau 4878. 4878. Deci nu este egal cu 4878 împărțit la 999. Și nu este egal cu... Am prezent cum prea se împarte. 7. Nu cred. Împărțesc, da, acum faci. 7 ori. Se împarte exact? Nu, nu. Nu. Oh. Davide, știi care e faza? Cred că el a uitat să adune cu 123. Sau 127. Asta era. Da. Cristina. 5005 plus 125. 999 ori 5. 999 ori 5. Și mi-a dat 5005. 5, dar nu i-am mai adăugat, mă, ce-am vorbit noi, mă. Că trebuie să-i adaugi ca să ai ce scade. El spune așa, când am mulțit pe 999 cu 5, i-a dat 5005, e bine? Nu. Deci cât 999 9 ori 5? Nu, dar 4995. Haide, frate! Și plus 127. Păi nu mai ies, plus 127 deja e. Da, da, cum ai făcut tu mulțirea asta 5 ori 999? E 5122, domnul profesor, dacă e 999 ori 5, dă 4995. Deci pentru neegal cu 5... Nu mai fac probleme în viața mea. Deci, domnul profesor, neegal cu 4995 împărțit la 999, ca și nu va fi egal cu... Mă las pe guban. De ce este la guban? Câți ai pus tu 9 ore? Eu nu-ți propun asta să faci. Eu zic așa, să ai putere, să ai putere să înțelegi că acest mecanism pe care l-am pus la punct este un interesant da, frumos. Deci acel număr, deci acel N, da, 5, de exemplu, ori 999, cum ai luat tu, plus 127. Și da, ori, așa îl dădeai. Nu mai fac niciodată. Da, dacă abandonezi. Te-ai bătut, te-ai bătut, înseamnă că nu vrei să înțelegi. Doamnă profesor, pot să vă dau problema care mi-ați, dat, da. Mi-ați propus? Da, te rog. Deci, o cifră la stânga. Da. La stânga. Da, la stânga. Oh. Și foarte simplu. Uite, aici am cum. Hai, să vedem. Deci, dacă un număr primește la stânga sa numărul 4, atunci numărul se mărește cu 400. Dacă unui număr, dacă unui număr îi adăugăm la stânga sa numărul cifra 4, numărul se mărește cu 400. Aflați A, B sau A, B, C. Numărul. Aflați numărul. Sau aflați numărul N, să spun. Da. Deci, David, dacă îi pune la dreapta... Cifra, câtă, cifra 4 se mărește cu 400. Deci că numărul este 4AB. Așa simțim noi. Dacă se mărește cu 400, e 4AB. Deci 4AB este cât? Postul AB plus 400. Că s-o mări cu 400. Și cum? Și cum? Păi, domn profesor, așa m-ați spus să vă dau. Așa este, dar vedem acum dacă... Păi, vedeți, domn profesor, eu v-am întrebat cum să vă dau ca să... Și dumneavoastră ați spus, nu așa, să dau așa. Nu am spus așa, nu că nimic, suntem, acolo, la prima, gândim. Suntem la prima tatonare. Nici eu n-am formularea răspunsul corect.
Să vedem dacă astfel de probleme pot fi rezolvate în varianta asta, când punem la stânga. Dacă la stânga este o idee de deșteaptă sau dacă am sau nu șansă, asta mă întreb eu. Deci punându-i la stânga o cifră, nu trebuie să fie necuvită. Dar nu, dar ne gândim acum, ne gândim. Nici nu mă pot sancționa nici pe mine. Exact. Am zis, hai să încerc și la stânga, să vedem ce se întâmplă la stânga. Dacă apare, se modifică. Păi da, și dacă îi pun 99, de exemplu, dacă ar fi. Deci, indiferent, dar am zis o singură cifră și o singură cifră mergem acum. Punându-i o singură cifră, el devine 4AB, nu? Păi da. Cu 4, i-am zis noi, să punem la stânga 4. Se modifică. Cu 400 este, păi da. Evident că atât se modifică, dar să zicem noi... Cum să fac? Dar profesor, cred că am o idee cum să vă dau totul în vorbesc. Stai 2 secunde. Păi mă gândesc la un număr. Ba da, măi, stai puțin, mă gândesc la un număr la care dacă îi adaug 4 în stânga, obțin acel număr mărit cu 400. Dar să fie 4. Dar nu e o formulare, este o identitate. Da, este un adevăr care nu poate fi... Da, nu ascunde ceva de urmând să fie descoperit. Da, profesor, vă dau acum o idee. Acela poate fi o tare. Deci, formulez din nou problema ca să vă dați și seama cât e AB. Da. Deci, aflați numărul care, dacă îi se adaugă la stânga asta în cifra 4, suma cifrelor va fi 21. Suma cifrelor va fi 21. Așa. Și numărul se mărește cu? Numărul se mărește cu 400. Ei, nu mai zicem asta. Ba da, tot cu 400 se mărește. Asta reiese, nu? Cu 400 se mărește. Da. Se înțelege. Deci suma 4AB este 21 și că A este mai mare cu 1 decât B. Bun. Atunci nu am complicat-o cu nimic. Este, cum spuneam, vârtim și nu știu, tu faci 21 din spațiu care nu simplificat ar fi așa. Da, eu îți preiau ideea ta. Atenție că ți-o preiau. Să se găsească toate numerele de forma 4AB. Să se găsească toate numerele de forma 4AB. Dar nu toate, ascultă. Nu toate numerele. Ascultă. Eu asta o aranjez acum și într-o altă variantă care să fie interesantă. Că așa, ea își pierde din frumusețe. Deci se găsească toate numele de forma 4AB, așa încât suma cifrelor sale, da, să fie... 21 și A mai mic decât B, zicea. Da. 21 A mai mare decât B. Sau A mai mare decât B. Deci ce? Suma cifrelor să fie 21 sale, și 1 singur. Suma cifrelor, adică 4 plus A plus B, să fie egal cu 21. Ceea ce ar fi însemnat că, de fapt, A plus B, Daria, este egal cu 17. Da. Mai bine spui că A plus B. De fapt, și A este mai mare. A, și m-am prins. Și A este mai mare decât B, o să fie 9. A este da, mai și A mare, mare decât B cu 1. A este mai mare decât B cu 1. A mai mare da, decât B. Și A o să B. fie 8. A, da, egal A o să cu, fie 9. Adică... A egal cu B plus 1, nu? Am spus că A este egal cu B plus 1, adică A o să fie 9, nu da, A mai. O să fie 8. A, eu am înțeles 9. Că A e mai mic decât B. Și care sunt cele două numere? Așa da, știu. 498. Da? Deci okay. Numai asta ar fi, nu? Singura 498, da. Sigur că deci cam așa ar trebui să formulăm noi, dacă vrem să facem. Sigur că putem gândi în contextul în care punem, pe scurt, dacă punem în stânga cifra, nu mai este interesant. Hai să spunem pe cea dreaptă. Da, chiar nu mai este interesant. Deci nu mai este interesant, decât formulăm altfel de ieșiții, deci nu mai prezintă interes. Rămâne doar atât. În dreapta, când punem, este foarte... Da? Să duc. Domnul profesor, faceți și cu Mariu niște probleme, că vrea și el. Da, vreau să fac și cu el imediat. Da, o să fac. Să văd ce vrei să... Ce problemă mai ai? Eu am una, da, de la Moisir. Moisir, ia zi. Dă-mi-o pe aceea, vă las să vă gândiți voi și eu să discut și cu el că a venit aici. Da, vine la mine aici. Domn profesor, facem noi doi problema. Vine lângă mine și facem problema și voi vorbim. Da. Discutați la problema care vreți să vă propuneți, să vedem ce idee aveți și... Eu să lucrez și cu cum se numește? Mario. Mario. Cu Mario. Mario.
Pă, bine, cu mare nerăbdare ca să facem să trecem noi de vorbă. Să ne spunem prietenilor noștri că tu, Mario, ești în clasa 0, da? Clasa 0, pregătitoare. Așa, da. Mama a mers la cofetărie și a luat 5 prăjituri. 2 de o categorie. Deci 5 prăjituri. Cinci prăjitori. Îți plac prăjitorile? Îți plac, da? Bun. De 2 categorii. Deci de 2 categorii. Pe o categorie, 1, pe o prăjitură, a dat 3 lei. Pe cea de-a doua prăjitură, de categoria a doua, a dat cu 2 lei mai mult. Da? De-a doua a dat cu 2 lei mai mult. De asta a ia 3 prăjituri. Și de forma